De această dată suntem în Podul Iloaie cu o surpriză frumoasă pentru doamna Maria, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 37 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să urăm un călduros la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit, căutăm o sărbătorită. Pe doamna Maria o căutăm. Așa, acolo sunteți, dar vă invit aici mai aproape de noi. Așa, doamna Maria, noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Că împliniți frumoasa vârstă de 37 de ani. Așa este? N-am greșit, nu? Am ajuns unde trebuie. Iar astăzi venim la dumneavoastră cu o surpriză venită cu toată dragostea din partea celor care vă iubesc nespus de mult. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră ceva. La cine vă gândiți? La sur. Așa ziceți dumneavoastră? Florile sunt pentru dumneavoastră. Să știți că avem mai mulți cumpliși la această surpriză. Nu știu ce să zic. Ziceți dumneavoastră că soțul să fie? Copii. Așa, eu am să las un pic tortul, pentru că aici la mine ascund cel mai important cadou. Ia uitați-vă. Sunt toți cei mai dragi și mai scumpi dumneavoastră. Toți cei care astăzi și-au dorit din toată inima astăzi să vă surprindă, să vă simțiți cea mai iubită mamă de lume și să reușească cât uși de puțin să vă sărbătorească. Cine vine să o ajute pe doamna cu tabloul? Opa, ai grijă, ții tu așa. Acum am să lăsăm floricelile un pic aici. Pentru că pentru dumneavoastră mai avem și acest tortuleț. Cu vârsta de 37. De acum, frumos și ușor, toți ai dumneavoastră sunt. Și astăzi noi ne dorim ca să vă simțiți dumneavoastră cea mai iubită mamă, soție și bunică din lume. Anii au trecut, dar n-au trecut în zadar. Aveți o familie frumoasă care vă iubesc cu toții. Și noi sperăm să și simțiți dumneavoastră astăzi. Astăzi vă simțiți cea mai specială din lume. Iar acum să știți că noi n-o să vă mai ținem așa. O să și aflăm din partea cui vine această surpriză. Pentru că mai avem pentru dumneavoastră câteva rânduri de transmis. Câteva rânduri scrise din toată inima, care spun așa: draga noastră, astăzi este ziua ta și îți dorim din toată inima să ai cea mai bună viață pe care ți-o poți imagina. Să trăiești din plin fiecare zi, să ai parte de toată bucuria de care te poți bucura, de toate zâmbetele pe care ți le poate aduce ziua, de toate binecuvântările pe care viața ți le poate da și să rămâi mereu așa cum ești. O soție, o mamă iubitoare și puternică. Să ai o zi de naștere memorabilă de care să-ți amintești și peste ani. Te iubim mult, draga noastră, și îți spunem la mulți ani împreună noi toți cei dragi ție, familia ta. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. Îți mulțumim că existi, îți mulțumim că ești mama noastră blândă, calmă și mereu cu sufletul plin de iubire. Îți mulțumim pentru că ai avut răbdare cu noi, ne-ai învățat ce înseamnă familia, cum să ne iubim, cum să ne comportăm și să respectăm fiecare om. Dar cel mai important, ne-ai învățat cum să fim cu toții uniți. Ne-ai învățat să fim mândri de noi, să fim modești și cinstiți cu noi, dar și cu cei din jurul nostru. Ne-ai învățat să fim oameni, mamă, iar pentru asta, astăzi îți mulțumim din toată inima. Îți mulțumesc ție, dragă soție, pentru familia frumoasă și pentru tot ceea ce am reușit să facem împreună. Astăzi cu toții îți spunem te iubim, cu drag, soțul, copiii și nepoții. Cu drag din partea familiei, de fapt. Cu toți au fost cumpliși această surpriză, de la mic la mare. Domnul să fie binecuvântat.
Iar acum, dacă ați avea și noastră, să le transmiteți ceva, să le spuneți ceva, doamna Maria. Domnul să le binecuvinteze, să fie alături din noi. Domnul să-l binecuvinteze și pe soțul meu, familia mea, surorile mele, frații mei. Și-i mulțumesc să fie alături de noi. Așa, așa să fie mereu. Și să mereu să aveți familia aproape, că asta este cel mai important. Iar acum să știți că noi pentru noastră mai avem, începem cu o melodie. O melodie venită cu drag din partea celor mai dragi ai dumneavoastră. Și să vedem și ce au pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Cei mai dragi și mai scumpi. Dacă mai ai în lumea azi o mamă, încă mai poți să te numești doamna Maria, vă spunem, dar acum să știți că mai nu se termină aici. Noi pentru noastră mai avem ceva pregătit. Mai avem o melodie. Lângă melodia frumoasă pe care am ascultat-o înainte, copiii doresc din toată inima să vă mai transmită ceva. Și dacă mai putem să ascultăm... Thank you.
doamna Maria. Mulțumesc. Noastră să fiți sănătoase. Și să le fiți mereu aproape copilașilor noastre. Asta este cel mai important. Iar acum aplauze cu toții pentru doamna Maria. Așa, aplauze! Și mulți ani ne contați, vă spunem și noi. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.